numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Preacuvioși, preacucernici părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși. Astăzi, biserica noastră prăznuiește duminica a treia după Rusalii. În Evanghelia acestei duminici se vorbește despre grijile vieții. În esență, Evanghelia duminicii a treia după Rusalii ne arată acest adevăr. Căutarea împărăției lui Dumnezeu este prioritate a vieții creștine. Trei învățături deosebite se desprind din Evanghelia acestei duminici. În primul rând, grijile privind mâncarea, băutura și îmbrăcămintea nu trebuie să înrobească viața omului, adică să nu devină îngrijorare sau tiranie asupra sufletului. În al doilea rând, iubirea milostivă a lui Dumnezeu Creatorul față de creaturi sau pronia cerească trebuie să fie pentru om izvor de pace și speranță. Și în al treilea rând, Sfânta Evanghelie nu îndeamnă pe oameni să fie leneși, ci le spune să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, adică viața duhovnicească, iar cele materiale se vor adăuga apoi. Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi ne spune că nu putem sluji la doi domni, căci sau pe unul îl vom urâ sau pe celălalt îl vom iubi. Și nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Adică Mamona înseamnă aici bogățiile materiale dorite în mod nelimitat. Și de asemenea Mântuitorul ne spune că dacă ochiul trupului este curat, tot trupul este curat. Dacă însă ochiul este întunecat, tot trupul va fi întunecat. Aici Sfinții Părinți ai Bisericii au înțeles acest ochi nu ca fiind ochiul material al trupului, ci ca fiind conștiința sau discernământul, ochiul sufletesc. Vederea dreaptă a sensului vieții. Discernământul este capacitatea de a deosebi binele de rău și de a stabili prioritățile din viața omului. Și dacă această conștiință este curată, atunci viața omului se luminează. Însă dacă acest ochi sufletesc, care este conștiința sau discernământul, este întunecată, această conștiință, viața omului se întunecă și ea, pentru că patimile egoiste vor fi prioritare în viața omului lacom și dornic de îmbogățire materială nelimitată. Iar dacă ochiul sufletului, adică dacă discernământul sau conștiința lui este luminat, atunci întreaga viața omului și întreaga activitate se luminează, deoarece se stabilesc prioritățile în viață și mai întâi omul va căuta mântuirea, adică unirea sa cu Dumnezeu, izvorul vieții veșnice. De aceea Mântuitorul continuă în Evanghelie și spune că nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât haina? Și de exemplu, păsările cerului și câinii câmpului. Păsările cerului care nu seamănă, nici nu secere, nici nu adună în hambare, dar Tatăl cel Ceresc are grijă de ele și le hrănește. Iar câinii câmpului nu se ostenesc, nici nu torc, dar sunt de o frumusețe mai mare decât mărirea hainelor strălucitoare ale lui Solomon. Deci Mântuitorul repete
ideea aceasta, zicând, nu duceți grijă spunând ce vom mânca, nici ce vom bea, nici cu ce ne vom îmbrăca. Pentru că după toate acestea se străduiesc păgânii, adică cei care nu cred în Dumnezeu cel unul, adevărat, Creatorul cerului și al pământului. Că zice, doar știe Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de ele. Și înțelesul acestei evanghelii se află în concluzia pe care Mântuitorul o formulează astfel. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Aici vedem că Mântuitorul Iisus Hristos nu ne spune că trebuie să fim leneși, indiferenți, ci că grija pentru cele materiale nu trebuie să fie prioritară, nu trebuie să fie excesivă, nu trebuie să înrobească pe om, ci el trebuie să caute mai întâi viața duhovnicească, și anume să hrănească mai întâi sufletul prin legătura sa cu Dumnezeu, adică prin rugăciune. Deoarece sufletul este nemuritor și nu se poate hrăni doar cu lucruri materiale din lumea aceasta. Și el are nevoie de iubirea veșnică lui Dumnezeu, întrucât omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu cel veșnic viu. Și de asemenea, el trebuie să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, pentru că acestea definesc pe om ca ființă inteligentă și iubitoare, care este mai de preț decât toate lucrurile materiale trecătoare și limitate. Sufletul omului, fiind nemuritor, are o valoare unică și irepetabilă și e mai de preț decât întreaga lume materială. De aceea, în altă parte, Mântuitorul spune ce-i folosește omului să câștige lumea aceasta materială, dacă își pierde sufletul său? Sau ce ar putea da omul în schimb pentru sufletul său? Deci această valoare unică a sufletului fiecărui om, ca urmare a faptului că este creat după chipul lui Dumnezeu cel veșnic viu, arată că prioritatea cea mai valoroasă a căutării omului în lumea aceasta este ceva care nu e din lumea aceasta, și anume împărăția lui Dumnezeu. De aceea Sfântul Grigore de Nisa a spus că taina creștinismului este aceasta, să cauți în lumea aceasta ceea ce nu este din lumea aceasta. Să cauți în lumea aceasta împărăția lui Dumnezeu, care nu este din lumea aceasta, dar se dăruiește celor care o caută. Deci căutarea împărăției lui Dumnezeu trebuie să fie grija cea de întâi. De aceea fiecare zi a creștinului trebuie să înceapă cu rugăciunea. Totdeauna lucrul tău să-l încep cu Dumnezeu, spune poporul român într-o formă condensată a mesajului Evangheliei. Și spune celelalte, adică celelalte care sunt necesare pentru hrana și îmbrăcămintea trupului, se vor adăuga vouă. Desigur, hrana pentru suflet este în primul rând legătura omului cu Dumnezeu prin rugăciune sau viața duhovnicească. Iar îmbrăcămintea pentru suflet și pentru trup este viața plină de virtuți. De aceea, această îmbrăcăminte a sufletului și a trupului se primește la botez. De aceea se cântă în timpul slujbei botezului, haine luminoase de mie, adică e haina harului Sfintei Treimi, cu care se îmbracă sufletul. Și de asemenea se mai cântă, căci în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Expresia
a se îmbrăca în Hristos înseamnă a fi îmbrăcat în harul pe care ni l-a descoperit Hristos, în care se arată iubirea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt. De aceea botezul în numele Sfintei Treimi înseamnă îmbrăcarea sufletului și a trupului celui botezat în iubirea sau în harul Sfintei Treimi. Această îmbrăcare a sufletului și a trupului în lumina harului Preasfintei Treimi este începutul vieții creștine. Această haină luminoasă însă, cu timpul, din cauza păcatelor, uneori se întunecă și trebuie curățită prin pocăință și prin faptele de îndreptare a vieții. Deci, hrana sufletului este legătura omului cu Dumnezeu. De aceea spune Mântuitorul, nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, sufletul se hrănește cu rațiunile divine, cu sensurile dumnezești pe care le-a semănat Dumnezeu în făpturi și în scripturi, adică cu gândurile și cu expresiile iubirii Creatorului imprimate în creaturi sau în făpturi. Și cu aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, cuvântul, imprimate în Sfintele Scripturi. Deci așa cum spun primii părinți din secolele 3 și 4, noi ne hrănim din cuvintele Sfintei Scripturi ca și din Sfânta Euharistie, adică ne hrănim cu Dumnezeu cuvântul tainic ascuns în cuvintele Sfintei Scripturi și această hrană a sufletului din Sfintele Scripturi se împlinește în împărtășirea euharistică, adică în împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. De aceea, după învierea sa din morți, Mântuitorul Iisus Hristos, în drum spre Emaus, le-a arătat celor doi ucenici, Luca și Cleopa, cuvintele din cărțile lui Moise, deci din proroci și din psalm, care vorbesc despre El, despre Hristos. Deci Dumnezeu, cuvântul, interpreta cuvintele Scripturii care vorbeau despre El. E prima interpretare cristocentrică a Vechiului Testament făcută de Hristos însuși. Și după ce i-a hrănit pe acești doi pelerini cu aceste cuvinte, a intrat în casă la Emaus, a binecuvântat pâinea, a frânt-o și le-a dat-o. Și el s-a făcut nevăzut. El s-a ascuns în pâinea pe care a binecuvântat-o. Și era împlinirea cuvintelor în Sfânta Euharistie. De aceea, hrana cea de întâi pe care trebuie să o caute sufletul este aceasta. Hrană pentru suflet din cuvintele Scripturii, dar și hrană pentru suflet din rugăciuni. Sfântul Grigore Palamas spune că atunci când omul se roagă, rugăciunea nu este doar lucrarea sa, ci și lucrarea prezenței lui Dumnezeu în cel care îl cheamă pe Dumnezeu. Și a treia formă de hrană pentru suflet, cea mai înaltă, este aceasta din Sfintele Taine, în special din Sfânta Euharistie. Aceasta înseamnă a căuta mai întâi
împărăția lui Dumnezeu. Toate sfintele tainele bisericii, cu excepția tainei spovedanei, sunt taine ale împărăției cerurilor. Dar și spovedania este pregătire pentru Euharistie. Și toate aceste sfinte taine încep cu binecuvântarea aceasta, cu formula: binecuvântată este împărăția Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Deci împărăția lui Dumnezeu este tainic prezent acum în sfintele taine ale bisericii. Și aceste sfinte taine sunt o arvună a bucuriei din împărăția cerurilor. De aceea, după ce se împărtășesc clericii în altar, în Biserica Ortodoxă, se roagă în taină și dă-ne nouă să ne împărtășim mai cu adevărat, adică mai deplin, în ziua aceea neînserată, neapusă, a împărăției tale. Deci Sfânta Euharistie este arvuna prânzului sau cinei din împărăția cerurilor. Și biserica, deci, a înțeles că a căuta împărăția cerurilor înseamnă a hrăni duhovnicește sufletul și a îmbrăca sufletul și trupul cu haina virtuților, a viețuirii sfinte și a faptelor bune ca împlinire a poruncilor iubirii față de Dumnezeu și față de semeni. Într-un mod deosebit aflăm ce este împărăția lui Dumnezeu din scrierile Sfinților Apostoli, și anume învățăm de la Sfântul Apostol Pavel, și anume că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, spune el în Epistola către Romani, capitolul 14, versetul 17. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, împărăția lui Dumnezeu este comuniunea de iubire veșnică a Preasfintei Trăimi cu sfinții îngeri și cu oamenii sfinți care au împlinit în viața lor voia lui Dumnezeu. Deci comuniunea de iubire veșnică a Preasfintei Trăimi cu sfinții îngeri și cu oamenii sfinți care împlinesc în viața lor voia lui Dumnezeu. Deci această comuniune de iubire cu Sfânta Trăime este comuniune de dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt. Deci această înțelegere a împărăției lui Dumnezeu, care nu este mâncare și băutură, ci dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt, este esențială pentru a înțelege că a căuta împărăția lui Dumnezeu înseamnă a căuta mai întâi comuniunea cu El. Însă același Sfânt Apostol Pavel, în altă epistola sa, scrisă mai târziu, în epistola către Coloseni, spune că împărăția lui Dumnezeu este împărăția Fiului iubirii sale. Este o expresie rar întâlnită, cred că este unica în Noul Testament. Împărăția lui Dumnezeu este împărăția Fiului iubirii sale. Coloseni, capitolul 1, versetul 13. Cu alte cuvinte, împărăția în care se arată iubirea Tatălui față de Fiul Său veșnic, adeverită sau confirmată de Duhul Sfânt, care purcede din Tatăl și se odihnește în Fiul, precum și iubirea Tatălui față de toți oamenii care au fost înfiați în această iubire a Tatălui prin harul Duhului Sfânt, unit cu apa botezului, pe baza credinței lor în Dumnezeu Fiul care s-a făcut om pentru mântuirea oamenilor. Deci când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu,
Înțelegem că este mai întâi împărăția iubirii veșnice a Tatălui față de Fiul Său, Iisus Hristos. Prin urmare, în această iubire a lui Dumnezeu Tatăl față de Fiul Său veșnic, între toți cei care cred în Hristos, sunt înfiați prin Duhul Sfânt în apa Sfântului Botez și împlinesc voia lui Dumnezeu în viața lor. Deci noi suntem introduși într-o iubire abstractă, ci în iubirea părintească a Tatălui față de Fiul Său veșnic. De aceea biserica este plină de iubire părintească și filială. Iubirea părintească se transmite prin hirotonie celor care devin păstori de suflete. Iar iubirea filială se transmite prin botez, când creștinul ortodox devine fiul al lui Dumnezeu după har. Și această paternitate duhovnicească și filiație sau înfiere duhovnicească în biserică face parte din experiența bucuriei împărăției lui Dumnezeu. De aceea noi, în biserică, spunea un teolog ortodox din Occident, simțim în Sfânta Spovedanie cel mai mult iubirea părintească și iubirea filială sau fiască. Pentru că acestea sunt mai întâi prezente în împărăția lui Dumnezeu și apoi împărtășite prin Sfintele Taine ale Bisericii în viața Bisericii. Deci, creștinii ortodoxi se roagă Preasfintei Trăimi, fiindcă sunt botezați în numele Sfintei Trăimi și doresc să primească permanent iubirea sau harul Sfintei Trăimi. Iar Biserica Ortodoxă a făcut și o legătură între hrana pentru suflet, care este rugăciunea, și hrana pentru trup. Și aceasta se vede mai ales în rugăciunea dinainte de masa de prânz, când noi rostim rugăciunea Tatăl nostru și spunem: sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ. Iar după aceea adăugăm: pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Iar în rugăciunea rostită după masa de prânz, cerem: nu ne lipsi pe noi nici de cereasca Ta împărăție. Vedem aici legătura dintre harul împărăției lui Dumnezeu, ca hrană spirituală pentru suflet, și mâncarea materială ca hrană pentru trup. Deci atunci când luăm masa de prânz și folosim hrană materială, nu uităm că mai întâi trebuie să ne rugăm și să arătăm că noi dăm prioritate căutării împărăției lui Dumnezeu și apoi să adaugă hrana materială sau trupească. Spre slava lui Dumnezeu și a noastră mântuire. Amin.